David Mocan îl face zob pe Victor Ponta după interviul exploziv de la Stiri pe Surse.ro. Oare câte mizerii mai putem afla? Ingrid Mocan, fost director în Ministerul Justiției, a reacționat dur la dezvăluirile făcute de fostul premier, Victor Ponta, într-un interviu pentru Tiri pe Surse. Victor Ponta, ei doreau să-i facă flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu le-am zis că nu se poate, ca e vicepremier. Val Preda, care a adus niște documente de la Teldrum în Ministerul Dezvoltării, credeți că le adusese pentru el? Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să-i facă flagrantul. El le-a zis ce nu se poate, ce e vicepremier, adică niște procurori slash sistemti sau cine i-au spus unui premier al unei ce urmează să-i fac flagrant vicepremierului lui? El le-a dat sfaturi juridice cum ce nu se prea poate. Adică nu doar Coldea îi vedea sfaturi juridice lui Ion Matăienco cum se judece pe la Cluj, ci premierul Rioarei noastre România dădea sfaturi procurorilor slash securitilor, care îl informează pe acesta ce urmează să facă un flagrant. Oare câte mizerii mai putem afla despre acest sistem în plaiti pentru a începe curentea de primvară? Parc nici primverii nu îi vine cheful să vin când vede cât nenorocire-i durere sau abtut asupra acestei amrâtederi, scrie Ingrid Mocan pe Facebook.